La vine așa, ce ar însemna creșterile astea de ar însemna să terminăm cu cititul, că de ce să mai citim, da? De ce să încurajăm lumea să citească? Ar însemna să terminăm cu produsele bio, că de ce să ne intereseze lucrul ăsta? Ar însemna să nu mai mergem la muzee, deci atenție, să crească TVA-ul la muzee. Stă lumea acolo la coadă și de acolo se vor scoate toți banii ca să se acopere gaura la buget. Pe cum s-a întâmplat și cu bacșișul, ce s-au adunat așa mari sume? Sigur, sună foarte bine că taxăm viciile și creștem acolo taxele și tot ce trebuie, că taxăm viciile. Dar nu ne gândim la faptul că în felul ăsta încurajăm piața neagră? Se știe clar din economie că dacă vrei să descurajezi piața neagră, scazi impozitele și atunci reduci traficul. Pentru că dacă nu mai există diferență între prețul din afară și prețul dinăuntru, nu mai are de ce să existe trafic. Dar nu ne interesează și atunci o să încurajăm în felul acesta traficul de țigări, spre exemplu, și o să pățim ca în Franța, da, unde în momentul în care au crescut accizele, atenție, a crescut piața neagră cu 32%.